ANAT avertizează, lărgirea plajelor este binevenită, dar nu în plin sezon estival. Asociația Națională a Agențiilor de Turism consideră că lărgirea plajelor de pe litoral românesc reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte din ultimii 30 de ani, care au impact pozitiv și asupra turismului. Dar reprezentanții ANAT nu vor ca lucrările să aibă loc în plin sezon estival. Apele Române Constanța au anunțat că pentru proiectul de nisipare sunt planificate 3 celule de plajă între Neptun și Venus. Ministerul Mediului a hotărât că lărgirea acestor sectoare de plajă să aibă loc comun în plin sezon estival. ANAT cere ca acestea să fie reprogramate în toamnă.